Te trezești azi ca în celelalte zile, te îmbraci, îți faci micul dejun, te speli pe dinți. Tot ceea ce faci începe să pară ca un fel de rutină elaborată. După o vreme, îți dai seama cât de mult e făcută viața ta din aceste momente neimportante adunate la un loc. Treci prin zi doar pe jumătate treaz, căutând confort în lume și încercând să găsești căi de a scăpa de tot. Zilele se transformă în săptămâni, săptămânile în ani. Înainte să-ți dai seama, viața a trecut pe lângă tine. Ceea ce odată era un viitor misterios și captivant, acum e lăsat de mult în urmă. Începi să accepți alegerile pe care le-ai făcut, viața pe care ți-ai creat-o. Încerci să-ți pui ție însuți că ești diferit, că nu ești unul dintre milioanele de oameni lăsați pe pământul acesta doar pentru a fi uitați. Dar cumva toate reușitele tale vor ajunge ceva. Și totuși știi că nu e nimic special la tine. Toate visele și amintirile pe care le cunoști atât de bine, toate gândurile și sentimentele care reprezintă ceea ce ești, sunt făcute pentru a deveni doar o altă parte nescrisă a istoriei. Și odată ce lumea continuă să meargă înainte, tot ceea ce rămâne este o colecție de fotografii care reprezintă doar bucățele din ceea ce erai. Dar apoi ceva se întâmplă. Chiar atunci, în acea zi obișnuită. Poate e doar un sărut, o conversație, un cântec auzit la radio, ceva ce te-a făcut să râzi, o priveliște extraordinară. Dintr-o dată realizezi cât de frumoasă poate fi viața. Și când se întâmplă, nu mai contează dacă viața e doar temporară sau nu, dacă existența ta e nesemnificativă. Tot ceea ce contează este că pentru acel moment trecător și totuși veșnic în timp, tu ai fost acolo. Să-l trăiești.